spunem, înainte de toate. După cum observați, în zona centrală a orașului se lucrează la înlocuirea de pagrele astea, așa, pentru că ele s-au stricat din vari motive. Dumneavoastră știți de ce s-au stricat pagrele astea? Vă întreb așa. Au fost montate de bune de la început. Da, corect. Nu respectai tehnologie. Ei, dar nu cred că băietul cu rolele deranjează rezistența marmurii ăsta sau granitul ăsta care este. Nu deranjează. Dacă el ar fi fost prins bine la început. La început. Am înțeles. Dar considerați că doar granitul e de vină sau materialul cu care s-a lipit? Materialul de lipit. Granitul nu e de vină niciodată. Material. Și asta din cauza pentru că a fost pus prea puțin sau a fost de calitate proastă? Nu a respectat rețeta, că e o rețetă acolo. Dozajul. Da? Dozajul. Am înțeles. Noi spune, eu spun asta că o viață am lucrat în branșă. Așa. Și uitați blocul ăsta, îl vedeți vreodată aici, da. Făcut pe timpul nostru. Nu știu dacă azi mai sunt în stare să facă blocuri cum ne făcem noi, să respecta rețeta. Și apropo de treaba asta, mă uit la drumul tot, rușinile ăștia care dar cine credeți că nu respectă rețeta? Cel muncitor sau ăla care? Nu, ăla care lucrează și nu sunt controlat. Nu sunt controlat? Nu. Am înțeles. Dar credeți că, din punct de vedere tehnologic, acolo unde s-a luat măsura, s-a spus că trebuie clar să punem atât și... Exact. Rețeta, calitatea, apă, material, tot, ingrediente acolo. Păi și ce face? Fură cineva materiale sau de ce? Dom'le, aici... Știi cam toată lumea ce face el. De ce crezi că s-au stricat astea? Că... Ce cauză? Da. Să vă vezi, mai spune ce greutăți mai mari, așa că vă spuneți în aiurea. Da. Văd că nu-i materialul bun. Pentru că adică, materialul adeziv nu-i bun. Da. Dumneavoastră spuneți că sunt mai multe aspecte, deci nu e unul sigur, băi, din punctul ăsta de vedere. Contează cum se pun ele, se mixează. Contează foarte mult din mâna omului, conștiința omului, în primul rând. Adică vreți să sugerați că... Nu, sunt mulți care... Merge și așa, e treabă de mântuială făcută. Considerați că este vorba și despre calitatea scăzută a materialelor de construcție? Sunt foarte multe calități. Acum, mă uit și la ciment. 1.000 de feluri de ciment. Da. Că ăsta e mai ieftin cu 5 lei ca ălalt, dar e mai rău decât ălalt. Materialele sunt fie și fel. Deci și asta a contat foarte. Nu, contează materialul și contează mâna de lucru în primul rând. S-au deteriorat? Da. Acolo simt să se uzează lucrurile, nu? Da, e adevărat, la urmă oamenii doar merg acolo, n-ar fi trebuit să strice așa din sol, e vorba de granit, de tot de sănătos. Sau vreau să vă întreb. Depinde și cum l-au pus, depinde cum au lucrat, da, firma care a lucrat. Da. Dar toți au vehiculat ideea că tineri ăștia care merg cu role, skate, în casă și au să vin pe ei și le-ar fi spart, nu considerați că e și vina lor cumva? Nu. Ar trebui să fie rezistente, de place. Nu se strică de la role, niciun caz. Niciun caz. Înseamnă că ele au fost puse defectuos? Firma care n-a lucrat bine. N-a lucrat bine? S-a deteriorat din cauza materialului prost. Materialul prost? Sau poate nu sunt lucrate, nu spuse corect. Da? E posibil și asta, dar este posibil să fie stricat și tinerii cei care merg pe aici? Da. Da? Considerați? Sigur, ați văzut că s-ar rolele alea cu skate-ul, da? Da. Toate astea la un loc, deci, dar nu depinde, nu numai. Astea adunate la da? Da, la grămadă au dus la situația în care s-au... Ar trebui ca să nu mai facă jocurile alea ale lor, să fie un loc special pentru ei. Ca să tocmai să... Sigur că da, ca să evităm orice deteriorare, mai ales pe centru. Am înțeles. Da. Dar este foarte posibil în același timp ca și materialele folosite atunci când s-au pus dalele să fi fost de proastă calitate? Nu pot să mă pronunț, nu am experiență, dar e posibil. Așa, posibil, poate. E posibil, poate. Deci, în primul rând, în general, materialele care se folosesc în ziua de astăzi sunt de calitate foarte proastă. Deci, iau banii, suma cea mai mare și pun materialul cel mai prost. Adică profitul să fie cât se poate de mare în buzunarul celui care e de lucrare. Asta este unul. Al doilea. Sunt foarte mulți copii care folosesc plăcile aici și sar sus, jos. Și normal, dacă materialul nu este suficient de rezistent, bineînțeles să se deteriorează imediat. Deci nu e vina copiilor, ei trebuie să se joace pe undeva. Trebuie totuși
O zonă adecvată, probabil. O zonă adecvată, realizat undeva într-un parc mai mare, ca în Cicov sau eu știu unde, copiii să aibă unde să se ducă să se joace, că este normal. Iar recepția lucrărilor și cei care dau banii pentru aceste lucruri ar trebui să fie puțin mai atenți. Am înțeles. Pentru ce dau banii. Este posibil în același timp și calitatea materialelor să fie îndoielnică? Păi este. Este, da? Este. Uitați-vă dumneavoastră, numai dacă luăm lucrarea apa asta care vine de la Valea Uzului și care lucrarea a fost făcută după 2010 sau până în 2010, dar acum nu este normal. O repar aici și se sparge în... Deci, ce credeți dumneavoastră că este cauza? Tot materialul prost care s-a folosit la realizarea acestei lucrări. Uh-huh. Pentru că asta este hiba a noastră, începând din 90 încoace, dăm bani mulți pe marfă proastă. Nu știu, de la soare, de la zăpoare, de la frig. Intemperii. Da. Din cauza naturii, da? Da. Ar mai fi și un alt motiv pentru care zic că da. Skaterii. Da, skaterii. Așa, ei... Miticule. Da, că au venit ele și... Da. Da? Dar este posibil în același timp să fie folosit materiale de toată calitate atunci când au fost puse? Nu, materiale nu, mâna de cineva a fost. Adică n-au fost meseriași? Da. Deci mergem deja în altă direcție, că nu prea avem meseriași în România, să spunem. Ca așa ceva. Da, există și posibilitatea. Dar materialele pot fi de calitate bună, proastă? Păi, trebuie să fie sărit peste tot, nu doar acolo, la colțuri.